stimați invitați, domnului președinte a fost de țean Valentinu Vancea, domnul europarlamentar Radu Jenea și domnul vicepreședinte a Republicii Angelo Patriu. Astăzi reprezint secretarul orașului Târgovna și conduc această ședință extraordinară de îndată, având cadrul legal îndeplinit, din cei 17 consilieri, constat că sunt prezenți toți 17 consilieri. Conform hotărârii adoptate în ședința din luna august, președintele în această ședință a fost determinat domnul consilier Măciucă Țândel. Domnul consilier, vă rog, trebuie să spun. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local Târgovna din data de 2/09/2021. Avem un singur proiect de ordinea de zi. Observ că sunt 17 consilieri din 17 prezenți din 17 consilieri și avem un singur proiect de ordinea de zi care a mai fost dezbătut și luna trecută. Este pus pe tapet și luna aceasta și voi da citire proiectului așa cum a fost inițiat de primarul orașului Târgovna. Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Târgovna cu județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții, modernizarea străzilor Cărămidăriei, viitorului și cimitir din orașul Târgovna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgovna. Am să cer avizele comisiilor. Mulțumesc, domnule președinte, Comisia Politică și Administrație Publică a avut în dezbatere acest proiect de hotărâre. Toți consilierii din această comisie au fost prezenți. Am luat act de material depuse la dispoziție și de adresa primită de către Consiliul Județean prin care prin lămuriri suplimentare. În cadrul ședinței noastre a fost înaintat și un amendament din partea grupului USR, Viala Târgovna, prin Mărcuță Cezar, consilier local. Amendamentul a fost respins cu 4 voturi și votat cu 3 voturi pentru. Deci amendamentul a fost respins, iar comisia a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre inițiat de către primarul orașului Târgovna. Vă mulțumesc! Comisia economică. Domnul președinte, înainte de a spune avizul comisiei, aș dori să fac câteva observații asupra convocării acestei ședințe. Vă rog. În adresa Consiliului Județean se solicită convocarea ședinței extraordinare sau de îndată a Consiliului Local Târgovna. În convocator se spune se convocă Consiliul Local în ședință extraordinară de îndată. În dispoziția domnului primar scrie convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de îndată. În proiectul de hotărâre, în preambul, se spune că adresa Consiliului Județean care ne spune să facem ședințe extraordinare de îndată. Acum, conform codului administrativ, sunt două tipuri de ședințe, ordinare și extraordinare. Articolul 133, alineatul 4, spune clar că în caz de forță majoră sau de maximă urgență în rezolvarea intereselor locuitorilor orașului, convocarea se face din dată. Haideți să rămânim ce ședință este aceasta, unde e urgența și să o definim într-un fel. Că ședințe extraordinare de dată nu există. Există ordinare sau extraordinare. Ca să putem continua și să vedem cum facem cu ordinea de zi. Vă rog să lămâriți această lucru. Ce spune că intervenția domnului consilier? Există trei tipuri de ședințe, știți. Ordinare, extraordinare și de dată. De data atunci când... Convocarea din data. Nu, ședință. Deci, din punct de vedere legal, primarul sau cine este inițiatorul acestei convocări, poate să stabilească urgența ședinței. Ori extraordinară, ori de îndată, ori ordinară. Ținând cont de faptul, dumneavoastră ați adoptat o hotărâre cu amendamente față de hotărârea pe care a avut-o cu Consiliul Județean, cu diferențe, cu un amendament făcut pentru a stabili niște termene, s-a considerat necesar să fie cât mai urgent adoptată, ținând cont de faptul că e vorba de interesele cetățeanului din Târgovna.
Am înțeles, dar în convocator spune extraordinară de îndată. Trebuia ori extraordinară, ori de îndată. E o chestiune de formă. De formă, nu e o problemă. Dar conform cu ordinea 134 ani, adăugată, spune clar. În caz de forță majoră și sau de maximă urgență, pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunii, a orașului sau al municipiului, în alte situații stabilite de regulament, de organizare și funcționare Consiliului Local, convocarea acesteia pentru ședință extraordinară, prin excepție, se va face de îndată. Exceptând și în ședință, exceptând aliniatul 3 din care avem. Dacă îmi dați și mie voie, pentru că văd că ne axăm pe niște chestiuni juridice pe care nu știu dacă le stăpânește toată lumea. Mergem la un formalism excesiv, da? Ședința extraordinară, dumneavoastră, domnul și locheri, de îndată nu e tot o formă de extraordinar, e ordinar. Deci, de îndată este o formă a extraordinarului. Ca să fie foarte clar, asta a vrut legiuitorul să, de fapt, trebuie să vedem ce a urmărit legiuitorul când a stabilit nouă cod administrativ. Avem procedural, o procedură pe ședința ordinară, o procedură pe ședința extraordinară și această ședință de îndată, pentru că au apărut tot felul de proiecte de urgență maximă de pe zi pe alta pe care nu puteam să le dezbatem, nu puteam să trimitem la ADR, clarificări, nu puteam, știți foarte bine ce înseamnă fondurile europene. Această ședință de îndată este o formă de extraordinar. N-are în acum care care o să discutăm aceste chestiuni formale care nu și-au rostul. Ca să lămurim pe la început, ca să folosim. Deci este o ședință extraordinară convocată de îndată. Am înțeles. Da. Care e tot așa. Avizul în comisie, s-au dezbătut problemele, este favorabil, cu 3 voturi pentru și 2 abținute. Comisia Urbanism? Comisia Urbanism a zis favorabil, 3 voturi pentru și 2 abține. Domnule președinte, dacă permiteți o completare la Comisia Juridică și Administrație Publică, amendamentul are în vedere completarea contractului de asociere cu valoare estimată și durata de implementare a obiectivului de investiții. Acesta era dorința grupului USR. Deci este o completare. Nu. Este conținutul amendamentului. Da. Înscrie la cuvânt, discuții. Domnul consilier Măcuță. Bună ziua, stimați invitați, dragi colegi, deoarece sunt inițiatorul amendamentului care a fost depus în numele grupului USR și care în ședința trecută a fost votat de un număr de 14 consilieri locali, dintr-un total de 17, luând notă de conținutul adresei Consiliului Județean, din 30 a 8-a, vă rog să-mi permite să fac câteva să observații. Din capul locului vreau să înțelegeți că grupul USR susține contractul de asociere, proiectul pe care ne l-a propus. Singurul lucru este că dorim o completare și de ce. Afirmația că introducerea la acest moment a unei valori estimative ar fi abuzivă și nelegală, așa cum scrie în textul adresei Consiliului Județean, consider că nu este justificativă de un temei de drept, deoarece în cuprinsul adresei, în cauză, nu este indicat un articol de lege care să fi fost încălcat prin adoptarea hotărârii 76. Chiar din potrivă, conform punctul 1.2 în ordinul 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea CFP-ului, se spune că fac obiectul controlului angajamentele legale și angajamentele bugetare. Implicit un contract de asociere fără valoare estimată, considerăm că nu reprezintă un angajament legal conform legii. Acest lucru reiese practic și din conținutul contractului. Dacă vă uitați la capitolul 2, articolul 1, aliniatul 4, se menționează că valoarea totală a contractului de asociere va fi cea rezultată în urma aplicării procedurilor de achiziție publică pentru serviciile de lucrări. Deci, se presupune din însăși formularea contractului și consider că e necesar să aprobe o valoare estimată. Aceasta, clar, va fi, o vom ști numai la finalizarea ultimei proceduri de achiziție. Problema este de legalitate, nu de intenție. Intenția este lăudabilă, ne bucurăm că sunt reprezentanții
Consiliul Județean alături de dumneavoastră, poate le dau și explicațiile. De asemenea, încheierea contractelor de finanțare publică cu bani de la buget, conform legii 273, articolul 34 alineatul 2, spune că obligatoriu se stabilesc în cadrul contract cel puțin următoarele elemente. Vorba de obiectul contractului, valoarea totală și durata contractului. De asta considerăm noi grupul USR că în legal este tocmai semnarea unui contract fără valoare, deci fără a cunoaște valoarea estimativă a obligațiilor pe care ni le asumăm. Mai mult, în măsura în care amendamentul adoptat data trecută, în ședința din 26, nu era legal, așa cum se susține în adresa Consiliului Județean, fără invoca un text de lege, secretarul general nu ar fi contrasemnat de legalitate hotărârea adoptată, ori hotărârea pe care am adoptat-o în 76 a fost semnată de secretarul general, așa cum v-am spus. Cu privire, iar mai fac observație la termen sau perioada de execuție, consider că angajamentul legal trebuie stabilit pentru o perioadă pe care ne-o asumăm astfel, conform prevederilor legale. Nu avem valoare juridică și nu poate primi o viză CPP. Cam asta ar fi. Încă o dată, nu vreau să se înțeleagă, grupul USR se împotrivește la implementarea, realizarea proiectului sau semnarea contractului, ci doar niște precizări legate de valoarea estimată și de durata de implementare a obiectivului de investiții. Aici doream. De ce? Nu este o declarație politică, doamnă ferește. Știm că în urma unei lucrări de investiții pe strada Vișoarei se inundă frecvent la orice ploaie strada Cărămidăriei. Am ținut un termen, dacă ne poate fi precizat de ce. Acolo chiar este o situație delicată atunci când plouă. Ce le spunem oamenilor după strada? O, facem într-un an, 2, 3, 4. Aici este. Deci, încă o dată, salutăm inițiativa, dar vrem niște răspunsuri pe problemele care le-am indicat. Mulțumesc! Dacă îmi permite să răspund eu, documentul este, chiar dacă nu este semnat de mine, este asumat de mine. Ceea ce v-am transmis dumneavoastră, în mod clar respectă legea, dar asta nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, pentru că nu asta e ideea. Dumneavoastră confundați un contract de asociere cu un contract de lucrări publice. Nu se va putea ajunge la contractul de lucrări dacă nu se face contractul de asociere. Contractul de asociere reprezintă voința Consiliului Județean, a consilierilor Consiliului Județean și a Consiliului Local Târgu Ocna pentru realizarea unui obiectiv. Realizarea unui obiectiv care se va putea determina ca și valoare după parcurgerea etapelor legale, adică să se ajungă în faza de DALI. Ulterior se va ajunge la aprobarea indicatorilor financiari în cadrul Consiliului Local. După ce se adoptă indicatorii financiari, tehnico-financiari, după ce se adoptă aceste indicatori, se va putea vedea care este valoarea contractului, timpul de realizare nu vor da sub nicio formă, atât nici Consiliul Local, nici Consiliul Județean, ci specialiștii din care își vor, după ce vor parcurge etapele de achiziție publică, va ști când se va realiza. 18 luni, 16 luni, în funcție de ceea ce dă proiectantul, de ceea ce iese din proiectare. Noi ceea ce am făcut acum aici, nu știu, e oarecum anacronică. Nu s-a mai întâmplat în niciun Consiliu Local până acum să facem o asociere la Consiliul Județean și să fie amendată în Consiliul Local. E o chestiune care se confundă contractul de lucrări, contractul de achiziție publică cu contractul de asociere. Am scris foarte clar anumite lucruri legate de suspiciunea. Noi nu spun că e legală sau nelegală, doar instanța de judecată poate decide dacă e legal ceva sau nu. Doar v-am spus care este părerea noastră, care este poziția noastră în această asociere și cred că se pierd pași importanți în a declanșa o lucrare extrem de importantă pentru locuitorii Târgu Ocna. Și nu văd, n-am văzut de ce se intră cu tot felul de, să zic așa,
corectări la o hotărâre de consiliu local, care a fost, de consiliu județean, care a fost dată acum, dacă nu mă înșel, acum două săptămâni sau o săptămână. Ne încurcăm singuri în realizarea unui obiectiv care este extrem de important pentru Târgu Mureș. Eu am promis că ajut Târgu Mureș, am fost la dumneavoastră și înainte de a fi președinte Consiliului Județean și cred că este extrem de necesar asocierea cu primăria Târgu Mureș, cu atât mai mult cât am stabilit și ce sume de ce procent din suma rezultată după DALI se va aloca din partea Consiliului Județean. Altcineva? Vă rog. Domnul președinte, onorată asistență, am repus din nou acest document și am explicat și la ședințele de comisii că dacă Consiliul Local, Autoritatea Executivă Târgu Ocna, ar fi putut să deruleze un astfel de proiect de investiții cu fonduri de la bugetul propriu, am fi făcut-o negreșit. Am spus acest lucru și odată când am aprobat bugetul anului 2021, când am spus că am prevăzut o sumă pentru inițierea procedurilor și pentru o corespondență cu Consiliul Județean, pentru că valorile rezultate dintr-o proiecție sunt mult peste puterile Consiliului Local. Tocmai de aceea am apelat la Consiliul Județean în calitate de de nivel județean, pentru că am explicat și în ședința trecută că acest drum nu are o importanță doar locală, ci are și o importanță microregională, pentru că face legătura între drumul național DN12A cu drum, intersectează drumul care asigură calea de comunicare cu satul Vinșoara din comuna Târgu Drotuș și se termină în intersecția cu drumul județean 116B Oituz Bârsănești și știm cu toții că infrastructura comunității noastre este foarte, foarte importantă. De aceea și Consiliul Județean în regim de urgență, după ce am transmis documentația, ne-a răspuns și au făcut toate diligențele ca în prima ședință de Consiliul Județean să supună aprobării acest proiect. Cu privire la termen, nici nu ne-am fi dorit să fie terminat cât de repede, dar știți foarte bine că sunt niște proceduri și sunt niște căi juridice pe care nu le putem antama, chiar dacă noi ne-am dorit să trecem chiar pe colțul documentului. De aceea eu vă rog, așa cum a spus și ședința precedentă, că trebuie să cântărim cu responsabilitate, să dăm deoparte competiția politică, să dăm deoparte tot ce înseamnă alte orgolii și să gândim, pentru că toți, acum un an de zile, am promis că vom face tot ce ne stă în putință ca să creștem un pic standardul orașului stațiunii Târgu Ocna. Vă mulțumesc! Este bucurător pentru că vor să se modernizeze aceste străzi și în ședința precedentă am fost de acord, am susținut acest proiect de hotărâre. Mulțumesc Consiliul Județean pentru că ar fi putut spune, domnule, la revedere, nu sunteți interesați, pentru că sunt multe OAT-uri care doresc să realizeze obiective în localitățile lor. Le mulțumesc pentru că au revenit și cumva ne întind o mână și încearcă să ne pună în situația de a putea duce acest obiectiv la final. Vă mulțumesc. Altcineva? Domnul Avan. Vă rog. În primul rând, salut prezența în sala a domnului președinte, a domnilor demnitari. Stimați colegi, am revenit cu acest amendament pentru niște motive practice, nu pentru niște motive politice. În primul rând, salutăm această asociere, nu avem evident nimic împotriva ei, dar dorința pornește de la cetățeni. Adică, dacă la valoare estimativă nu putem să punem nimic pentru că este abuziv și nelegal, dar în adresa la Consiliul Județean dumneavoastră faceți referire că valoarea poate fi stabilită doar după un DALI, cred că este o confuzie, pentru că dumneavoastră ați dat o hotărâre de Consiliul Județean în care faceți referire sau vă bazați această hotărâre pe DALI, în 2010 rup construct, materializat pe proiectul numărul 599 din 2021. Deci există un DALI finalizat
pe baza căruia dumneavoastră ați dat o hotărâre de Consiliul Județean. Nu înțelegem de ce nu vreți să puneți o sumă. Pare doar o chestiune de voință. Nu mai există la Birou. Iar la durată, dacă nu se poate pune o durată, cu toate că legea spune că trebuie să punem un număr de luni, putem pune o durată când va începe procedura de achiziție publică? Repet, amendamentul nostru vine din stradă, nu vine dintr-un considerat politic. Reprezentăm interesele cetățenilor, am fost trimis de cetățeni aici și punem întrebări. Dacă se poate să prindem un contract, două lucruri, valoarea care există deja într-un dat livrat și pe baza căruia ați dat hotărârea de Consiliul de Țară și durata. Dacă nu se poate durata până la finalizarea lucrării, durata până când începe procedura de achiziție. Dați-mi voie să fac, iar mă văd nevoit să intervin, să facem o diferențiere. În primul rând, pe procedura, se face contractul de asociere în care de principiu sunt de acord să finanțez această lucrare cu 95%. 90. Mai avem un contract de asociere care s-a votat în acest consiliu, da? Cu 95%. Pe aceeași procedură. N-a fost nicio problemă. Venim și finanțăm cu 90% și cu 10%. Dumneavoastră. Da? Ulterior vin indicatorii tehnico-economici care trebuie să-i aprobați toți dumneavoastră și o să aveți o valoare. Da? Și ulterior, referitor la termen, ca să răspund procedural, că a spus că nu este o chestiune politică. Ulterior, se va stabili exact termenul de execuție a lucrărilor. Ce înseamnă termen de scoatere la licitație? Unde găsim noi, în ce procedură legală sau în ce lege găsim termen de scoatere la licitație? E o chestiune de birocratizare excesivă. Doriți acest proiect să se implementeze? Votați hotărârea de Consiliu Local și o să venim la semnarea contractului. Ceea ce se pune acum tot felul de întrebări, se vede clar că nu există o cunoaștere clară a procedurilor privind asocierea cu autoritățile locale, pe de o parte, și pe de altă parte, partea de executiv. Noi amestecăm executivul cu deliberativul. Executivul trebuie să facă procedurile care trebuie să făcute și noi nu ne putem asuma ceea ce face executivul. Noi, ca și Consiliul Local, ca și Consiliul Județean, și nici noastră nu vă puteți asuma, deci doar trebuie să execute ceea ce noi stabilim aici, de principiu. Asta este procedura. Am făcut până acum, cred că 6 sau 7 asocieri, exact pe același model. Sau este prima dată când am întâlnit să facem jurisprudență în cadrul Consiliului Local Târgoviște. Am răspuns, cred că, destul de clar la acest subiect și e clar că pe fiecare, luați-vă istoricul hotărârii de Consiliul Local pe asocieri să vedeți cum s-au făcut. Exact în același model. Altcineva? Domnul consilier Șerbăție. Da, vă vreau să vă spune. Salut în prezența în sală, în alți vorba spune. Mulțumesc, președinte, că ați venit și domnul vicepreședinte. Nu aș dori să fac o intervenție și să arăt că am dat de 26-8 a Consiliul Local Târgoviște, cu 14 voturi pentru și 3 abțineri, a votat hotărârea de Consiliul Local, care la articolul 1 spune se aprobă asocierea orașului, cu vederea finanțării. La articolul 2 spune se aprobă contractul de asociere, prevăzut la anexă, care face parte integrantă. Și amendamentul am considerat că atunci l-am votat și noi. Perioada va fi completat cu termenul, perioada de execuție și valoarea estimativă a contractului. Se va completa. Am făcut aceste observații și n-am crezut atunci că vor trezi atâtea discuții. Am crezut că este un amendament corect, legal și este legal și va fi trecut. N-am spus data, n-am spus nimic. Acum, în adresa Consiliului Județean, dacă îmi permiteți să fac o observație, s-au mai făcut aici observații, executivul și-a făcut datoria, mulțumim foarte mult, a primit de la proiectant în 21
a șaptea baliu, a trimis la Consiliul de Țeană, de fapt, în preambul dumneavoastră vorbiți de el. Problema care se pune acum este că dumneavoastră ne cereți în proiectul de hotărâre de astăzi, articolul 1 este la fel, articolul 2 este la fel, și ne spuneți să revocăm hotărârea pe care am dat. Spune că trebuie să spun că trebuie să fac aici cursul suspendarea, revocarea, da? Mă președinte, revocarea este operațiunea prin care o dăm emitent administrativ, din proprie inițiativă, sau fie ca urmare a dispozițiilor doamnelor de rang superior, își detage actul administrativ. Nu se poate face acest lucru. Care le-a dat desfințare este contencios. Și asta știți foarte bine. Și acum mai există un lucru. Vă întreb așa că tot... Da. Văd că tot îmi dați lecții de... Dar nu dau numai lecții, eu vorbesc că toți... Vă întreb așa ca idei. Domnul primar, voi intrat în circuitul civil? Această hotărâre? Posibil să fi intrat, nu știu. Cum? Nu știu. A produs efecte. Singurul care poate revoca, fără să fie pe care de contencios administrativ, sunt cei care au elaborat acel document. Dumneavoastră, îmi cer scuze că, apropo de tot, intervenim pe un articol în care, dacă mă uit în istorie, de asta n-am spus întâmplător primar, de asta a spus primar atât timp și știți foarte bine ce înseamnă procedură pe Consiliul Local. Nu cred că ați avut vreo hotărâre Consiliul Local în asociere în care să stabiliți un termen de care nu puteți fi sigur. Și vă spun și de ce, pentru că scoateți la licitație, dacă se face contestație și nu o să fie un an și 6 luni, 2 ani, 3 ani, cât durează licitația. Cine este responsabil? Consiliul Local? Astăzi vă stabiliți niște bariere singuri să nu vă puteți rezolva problema. Vă întreb cinstit și întreb pe toți consilierii de față. Doriți această investiție sau nu? Noi am adoptat la nivelul Consiliului Județean o hotărâre de asociere în forma pe care am dat-o și v-am transmis-o. V-am solicitat dumneavoastră o această asociere este voința deliberativului. Celelalte tehnicalități sunt birocrație excesivă. Dați voie să continuăm. Da. Acum că ne cereți revocarea, sunt 14 voturi. Dacă dumneavoastră spuneți că este nelegală hotărârea și abuzivă, puteți să o atacați la contencios. Da, domnul. Ca să mai pierdem pe aia. Nu, stați un pic, nu. Este interesul Consiliului Județean sau interesul dumneavoastră? Este și interesul nostru. Nu, este interesul dumneavoastră. Noi spunem că suntem de acord cu investiția. Da, dar suntem de acord, dar mai aveți un da. Domnul președinte, vorbiți. Și atunci, haideți, domnul președinte, mai am un frate. Și dacă dumneavoastră cereți unui Consiliu Local, care a votat cu 14 voturi, ne umiliți, domnul președinte. Și nu ne umiliți pe el, umiliți pe domnul viceprimar. Ce aveți cu el? A votat și el pentru. Și atunci, haideți că, cred că găsim o cale să puteți accepta hotărârea așa cum a fost. Și nu se poate face revocare în această ședință, da? Mai ales că fac observație domnului președinte, că n-ați supus la votul ordinarii, dar să trece și peste asta, clar, tot o formalitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Altcineva? Vă rog. În punctul meu de vedere, forma în care a trecut proiectul de hotărâre în august, a fost o formă mascată de respingere. Așa am văzut eu motiv pentru care m-am abținut. Din punctul meu de vedere, faptul că le luăm astăzi votul acesta cu scopul de a rezolva problema cetățenilor, ar trebui să ne facem că pe fiecare parte să reflectăm. Eu fi gata pentru că am votat pentru varianta executivului și m-am abținut pentru că nu mi se părea a fi o variantă viabilă, cea care a fost votată în Consiliul Local data trecută. Eu zic că fiecare din cei 17 consilieri trebuie să reflecte în interesul cetățenilor. Vă mulțumesc! Deci, ca să explic de ce am votat așa, deci, noi am salvat, dacă votam, se respingea definitiv acest proiect. Deci nu a fost... cumva am salvat acest proiect pentru domnul primar. Dacă îmi permite să intervin pe ceea ce a spus domnul Caușeu, ca și completare, cred că nu s-a înțeles foarte bine că un contract de asociere nu se face pe o singură parte.
Adică e de ajuns doar voința noastră. Însă înțeles foarte bine că pentru a intra în circuitul civil trebuie să funcționeze ambele hotărâri. Noi am dat o hotărâre de Consiliu Județean într-o anumită formă, dumneavoastră ați dat o hotărâre de Consiliu Local în altă formă. În aceeași formă cu completare. Da. În altă formă. Pentru că contractul de asociere aprobat la nivel, la nivelul Consiliului Județean, trebuie să vadă contractul aprobat la nivelul contractului de asociere aprobat la nivelul nostru. De asta vă spun că această asociere nu a intrat în circuitul civil. Asta ca să completez ceea ce dumneavoastră ați spus. Adică nu poate fi aplicabil în acest moment. Tocmai ăsta a fost motivul pentru care am solicitat convocare de dată extraordinară, să acum considerați că este mai important pentru interesele cetățenilor din Târgu Ocna, să refacem această hotărâre Consiliului Local în forma pe care noi am adoptat-o. E o treabă simplă și fără prea multe birocrații, repet, excesive. Important e ca să știm că dumneavoastră vă doriți acest lucru sau nu. Eu nu am văzut până acum în Consiliul Local să refuze bani pentru finanțarea obiectivelor importante la nivelul OAT-ului. Deci, domnul președinte a Consiliului Județean Bacău, vă rog frumos, nu mai aruncați pe Consiliul Local lucruri inexistente. Da? La care faceți referire. Noi nu refuzăm ce ați întins dumneavoastră una 90% cu finanțare. Noi aducem doar un amendament, o completare la ceea ce spuneți dumneavoastră. Și cetățenii orașului Târgu Ocna s-au săturat ca o stradă făcută prin asocierea cu Consiliul Județean să fie făcută în 3-4 ani de zile. Da? Așa cum a fost strada Găleată. Și vom să știm în timp și în preț măcar o chestie estimativă. Dom'le, în 2 ani nu facem. Pentru că atunci când am intrat în Consiliul Local, am promis cetățenilor că timpul cel mai scurt, timpul cel mai scurt, fiind un an. Eu v-am explicat tehnic ce se poate face la această hotărâre și ce se poate face după adoptarea indicatorilor tehnico-economice. Dacă forțăm și reducem cu stabilim ca și cum ar fi un contract de achiziție publică, înțelegeți că nu există în practica judiciară. Dumneavoastră îmi spuneți că vreți să punem un termen la un contract de asociere. La 3 ani, maxim. Înțelegeți? Înțelegeți. Păi dacă înțelegeți, vă înțelegeți că nu se poate. Tehnic vorbim. Sincer, și eu nu mă înțeleg. Și nu să încep cu dumneavoastră, că a spus că să trecem una. De ce să nu trecem 11 luni? De ce să nu trecem 13 luni? De ce ați ales 12 luni? Pentru că așa am cerut și mi-au propus alegătorii. Nu v-am întrerupt, am înțeles. Păi m-ați întrebat și trebuia să vă dau un răspuns, nu? Da. Sau puneți întrebări fără răspuns? Am înțeles că s-au mai adus aici în discuție alegătorii și oamenii într-un mod populist. Eu am să vă vorbesc acum din perspectiva unui om care are experiență în administrație și o experiență destul de bogată și nu puteți contrazice acest lucru în colaborarea cu 93 de UAT-uri din județul Bacău și chiar și cu Târgu Ocna. Să știți că nu știu dacă această ședință este transmisă în direct sau dacă cetățenii din Târgu Ocna văd, mi-aș dori cât mai mult să vadă acest lucru. Dar să știți că dacă acest proiect nu va trece azi de o manieră în care să poată fi implementat pe viitor și vor fi folosite fel de fel de subterfugii, să dați termene care de fapt să blocheze mascat proiectul, cum bine zicea doamna consilier mai înainte, să știți că următoarea ședință o convoace acolo unde spuneți dumneavoastră, o să-i propun domnului primar să o convoace acolo unde spuneți dumneavoastră, cu oamenii, acolo unde sunt aceste străzi, pentru că dumneavoastră, într-un mod ipocrit, aduceți în discuție dorința oamenilor. Sigur că toată lumea își dorește să termine cât mai repede acest proiect, dar nu puteți să aduceți, să-i folosiți pe oameni sau doleanțele dânșilor prin a propune amendamente care să blocheze acest proiect. Pentru că
Să știți că oamenii sunt mai inteligenți decât cred politicienii. Vă spun eu, și-au demonstrat anul trecut în septembrie, acum un an, când 92% din populația Târgu Ocnei a spus pas la o administrație care 4 ani n-a făcut nimic pentru Târgu Ocnea, a blocat proiecte, milioane de euro, și n-am mai scos această statistică, că m-am săturat să vorbesc câte milioane de euro și câte zeci de miliarde de lei s-au ratat a fi implementate în Târgu Ocnea. Iar noi, ca partid politic, s-a vorbit aici de partid de politic și de oameni, ca partid politic ne-am asumat și celui care a blocat în mod intenționat aceste proiecte, i-am spus la revedere, pa, du-te acasă. Lucru pe care l-au confirmat și oamenii acum un an, 32% din cetățenii Târgu Ocnei. Și vă spun că acest proiect nu-l vom abandona pentru că sunt unii dintre noastre care vor să-l blocheze, vom merge în fața oamenilor și să le spuneți oamenilor ceea ce a spus și aici. Pentru că mizați pe faptul că foarte mulți nu urmăresc aceste... Am să vă dau un exemplu de populism practicat de colegii dumneavoastră din eșichierul politic în urmă cu 3 ani, în Parlamentul României, unde s-a votat o lege pentru autostrada Iași-Târgu Mureș, că va fi făcută în 4 ani. Au trecut, se împlinesc 3 ani. În noiembrie se împlinesc 3 ani din cei 4 pe care o majoritate care atunci era în opoziție. Acum ce să vezi de la guvernare? Și nu s-a întâmplat nimic cu acel proiect. Absolut nimic nu s-a întâmplat. Vom vedea ce se va întâmpla peste un an când această lege, lege în Parlamentul României, promulgată de președintele României, n-a produs niciun efect. Nici măcar astăzi a trecut zilele, nu știu dacă a citit, cu siguranță l-a citit, a apărut o știre prin care SF-ul pe autostrada A8 Iași-Târgu Mureș necesită revizuire după 3 ani. În condițiile în care majoritatea de la acel moment din Parlament și-a luat angajamentul că în 4 ani termin. Acum vă vorbesc din perspectiva, v-am vorbit din perspectiva președintelui PSD. Acum vă spun că a fost președinte de Consiliul Județean. S-au făcut parteneriate cu municipiul Bacău, spitalul municipal, inclusiv oameni din Târgu Ocnea sau din județul Bacău au fost tratați acolo de COVID, pe etajele 4 și 5. Când s-a făcut asocierea, nu s-au trecut un termen, s-au trecut niște valori, dar după ce s-au, care au fost generate din procedurile de licitație. De unde să știe cineva din această încăpere cât vor dura licitațiile? Pentru proiectul tehnic de execuție, pentru licitația de execuție. Puteți anticipa dumneavoastră așa ceva? S-a dat o ordonanță de guvern sau e pe cale să dea o ordonanță de guvern? Vezi, Doamne, de urgentarea procedurilor de achiziție, care din punctul meu de vedere mai tare va îngreuna achizițiile publice. De unde știți în cât timp soluționează CNSC-ul, în cât timp soluționează o instanță? Repet, aveți două proceduri de parcurs. Am făcut asocieri cu UAT Municipiul Bacău. Am făcut asocieri cu UAT Dofteana. Au mers brici cu UAT Onești, pe sănătate. Cu UAT Moinești, pe sănătate. Și pot să mai continui cu exemplu. Singurul UAT din județul Bacău, unde nu s-au implementat asocierile și banii alocați de Consiliul Județean, a fost UAT-ul Târgu Ocnea, condus de pseudo-juristul, economist și ce mai e, Ștefan Șiruchi, pe care 92% din Târgu Ocnea l-au trimis acasă, pentru că oamenii, până la urmă, au văzut că ceea ce am spus s-a văzut și în teren. Să nu mizați pe faptul că renunțăm astăzi la a face aceste străzi. Dumneavoastră puteți bloca la nesfârșit, că PSD-ul are doar 4 voturi. Nu e nicio problemă. Blocați astăzi, următoarea ședință o să o convocăm de față cu oamenii și să vedem acolo ce o să le spune. Pentru că să știți că avem tăria și am experiența unor asemenea evenimente, îmi amintesc de semne și acum 12 ani, de a dialoga cu oamenii, care oamenii, sigur, nu au tot bagajul de informații, dar poate să priceapă niște lucruri simple dacă sunt explicate. Și o să vei, dacă dumneavoastră vă bateți sub de această oportunitate de a absorbi cât mai repede. Văd că sunteți deranjați și căutați fel de tehnicalități cu ședința extraordinară, de îndată de parcă interesează pe cineva. Bate iarna la ușă. Ce vă deranjează că s-a generat o ședință într-o săptămână? Vrea să fie peste 2 luni? Orice zi trecută fără să facem nimic, este o zi pierdută. Și oamenii nu mai au răbdare. Dar dacă dumneavoastră credeți că vom rămâne țintuiți în pseudo-argumentele astea pe care le aduceți, să știți că vom găsi exemple prin care le vom arăta oamenilor că asemenea propuneri pe care le faceți sunt de fapt propuneri mascate pentru a bloca proiectele. Treziți-vă la realitate, am mai spus acest lucru,
Am mai spus-o și când am fost la sala sportului la instalarea domnului primar. Este o comun, Târgovna, datorită administrației din ultimii 4 ani, este un oraș care riscă a pierde foarte mult, foarte mult timp și foarte mulți bani. Și noi ne-am asumat acest lucru, expediindu-l acasă, din partid pe acest lucru. Acum nu mai suntem în această situație. Suntem în situația în care vrem să mergem la treabă și să implementăm și să atragem cât mai repede fonduri. Și vom face acest lucru. Indiferent cât vor, ce vor gândi unii consilieri sau unii reprezentanți ai unor partide care n-au inițiat în viața lor un proiect, dar minte să-l mai ducă la capăt. Că am văzut că ați beneficiat de asistență, vezi, doamne, de la cel mai înalt nivel al județului. Dar să-mi spună respectivii care vin cu asemenea amendamente de ochiate și, vezi, doamne, amendamente constructive, că oamenii vor să știe când e gata. O investiție este gata atunci când parcurgi toate etapele prevăzute de lege. Că e simplu să vorbești așa și să-ți dorești, domnule, vrem să terminăm cât mai repede. Noi vrem să terminăm cât mai repede, că noi suntem astăzi în executivul Consiliului Local Târgovna, ca urmare a alegerilor. Noi suntem mai interesați ca dumneavoastră să terminăm aceste investiții. Inclusiv ceea ce urmează să semneze peste câteva minute. Acele 5 milioane de euro pe programul operațional regional. Nu bănuiți dumneavoastră, nu începeți dumneavoastră să ne spuneți, domnule, am vrea mai repede decât se... Sunt proceduri de lege, prevăzute de lege, care trebuie să parcurse, repet, și la proiectul tehnic, și acolo este contestație la CNSC. Poate fi, nu poate nimeni garanta că nu poate fi o contestație la CNSC și după aceea în instanța de judecată. Și după aceea la execuții. Poți să ai parte de un constructor care vine și licitează de un preț mic și după aia se potignește lucrare. S-au mai văzut lucruri de acest gen. Nu poate nimeni garanta aceste... Dar dacă stați și vă mai pierdeți în fel de fel de răutăți și tehnicalități, o să terminați investiția așa cum s-a terminat. Că de-aia nici n-am vrut să iau cuvântul. Cristi tot a tras de mine să iau cuvântul la Casa de Cultură Ion Talian. Păi ce, în 15 ani se termină o casă de cultură într-un oraș în județul Bacu? Păi în 15 ani se termină 3 autostrăzi, nu un cămin cultural. Chiar nu reușit să faceți și asemenea paralele, vă pierdeți în fel de fel de tehnicalități juridice, care mai de care mai știe mai bine legea, dar nimeni nu vrea să genereze un proiect cu unanimitate. Da, domnule, vrem să facem aceste 3 străzi. Dumneavoastră ce vreți? Vreți să schimbați ceva care a funcționat până acum în județul Bacău? Este un contract de asociere, un model care s-a respectat din 2011 încoace. El a mai fost aici, acolo, ajustat în funcție de noile prevederi legale apărute. Ce vreți? Vreți să inventați, să inovați pe legislație dumneavoastră? V-am dat exemplu de inovare pe legislație cu autostrada Iași-Târgu Mureș. Uitați-vă în lege, are 4 ani să fie finalizată. Și nici măcar n-a pornit licitația la studiul de fezabilitate. Vă rog, nu mai țipați și fiți mai scurt. Eu vorbesc mai tare și vă rog să nu mă întrerupeți. Fiți mai scurt. Lăsați dumneavoastră, fiți mai scurt. Nu puteți să finalizați o stradă în... Nu mai râdeți, domnul Șurec, de 92 de oameni v-au trimis acasă. Eu nici consilier local nu mai râdeam. Nu mai râdeți. Nu mai râdeți că... Să știți că după atâția ani de politică și administrație am învățat măcar să spun lucruri pe nume, că dumneavoastră vă ascundeți în spatele bunelor intenții. Am înțeles. Vreți să schimbați un model de contract de asociere care funcționează 10 ani în județul Bacău. Întrebați la Dofteana, întrebați la Moinești, întrebați la Unești, întrebați la Bacău. De ce vreți să schimbați? Ceva care a funcționat și a arătat roadele. Vă deranjează tonalitatea, dar nu vă deranjează tonalitatea, vă deranjează faptul că vă spun lucrurile pe nume. Și vă deranjează că există posibilitatea să facem și acest proiect și să-l implementăm și o să-l implementăm. Și o să afle și oamenii ce vă deranjează pe dumneavoastră la acest proiect. Că de fapt introduceți niște șopârlițe care să blocheze acest proiect. Și vă spun că am tenacitatea și ar trebui să mă credeți pe cuvânt. Că nu voi ceda la asemenea tactici. Și vom merge mai departe și vom implementa acest proiect pe mandatul administrației Ciobotaru. Eu nu vreau să repet modelul, s-a vorbit aici de strada Găleanu. Păi strada Găleanu știți de ce a stat și v-am mai spus de atâtea ori și știți foarte bine. Pentru că s-a perseverat în a ține a face acea documentație un consultant care n-a mai lucrat nicăieri în județul Bacău, filme în insolvență, filme în faliment, unul croitor, care nu mai era târgoc la lucrat și făcea documentații din birou, de sub birou, nu știu de unde le făcea, care atunci când le scotea la licitație, veneau un an de clarificări. De ce n-ați citat atunci, domnule Bregan? De ce n-ați citat atunci să spuneți Consiliului Local adevărul?
De ce n-ați venit în Consiliul Local să spuneți că se fac licitații trucate sau supraevaluate? Ați văzut despre ședință? Da, sunt. Așa cum ați vorbit la dumneavoastră, am și eu voie să vorbim. Eu nu v-am întrebat. Da? V-am acordat cuvântul. Eu nu v-am întrebat 5 minute, dacă nu vă opresc de la cuvânt. Eu nu am și eu să vă spun. Eu nu v-am întrebat. Eu nu v-am întrebat. Păi nu suntem toate ședința să spuneți noastră istoria... Da, e limitat, dar trebuia să comunicați dacă e limitat timp. Da, îl limitez eu la 5 minute. Păi, din ce moment? Când porniți ceasul și mă încadrez. Dacă sunteți atât de pragmatic și atât de precis în intervenții, vă rog să precizați câte minute și în baza a ce precizați acest lucru, porniți cronometru și mă voi opri. Să știți că sunt un tip disciplinat care îmi pot ajusta foarte bine intervenție. Vă rog să precizați câte minute am și în ce bază o faceți. Mi-a spus că este invitat și domnul Dragoș Benea. Așa. Asta e problema. Da? Asta e problema. Am înțeles. Asta e problema. Asta vă deranjează. Da. Nu-i nimic. Vă spun că vin și la următoarea ședință de Consiliu Local, acolo cu cetățenii. Acum 15 ani promiteați alături de domnul Grebenciuc că veți face din Târgu Ocna o nouă Valea Prahovei și ați făcut o nouă Valea Plângerii, domnul Ben. Ați fost președinte Consiliului Județean, ați avut în toți banii, toate posibilitățile să faceți din oraș exact ceea ce ne dorim, o stațiune. Și ați adus-o la stapă de lept. Când ați venit la depunerea jumătului domnului primar, ați călcat prin băți și nu vă păsa. Ați râs. Chiar cetățenii vor să știe când se implementează aceste proiecte și nu este de aici, de acolo, să știi. Și noi, în 3 ani, 5 ani, că de promis sunt toți ne-ați promis. Asta e un fel de amânare a ceea ce speram noi să fie bani alocați să asfaltăm de la bugetul local. Sunt probleme pe străzile respective. Nu se poate canaliza. Dumneavoastră ați înțeles partea legală? Câțiva bani. Nu, ați înțeles partea legală? Chiar nu ați înțeles partea legală? Nu, fine. Ați terminat? Poftiți. Domnule, ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns, domnul președinte, cred. Modul în care vă raportați la o ședință și la proiecte, sincer vă spun. Dacă mai continuăm așa, deveniți penibili. Și domnul Ivancea, știu, am fie fac o greșeală. Ei nu înțeleg că acest domn din dreapta mea traversează momentul de glorie al carierei dânsului, care este un ilustru necunoscut și care nu s-a remarcat cu nimic. Bine, și nu faceți altceva, nu faceți altceva decât să contribuiți la momentul dânsului care de glorie și care rămâne 2 septembrie, le va povesti la nepoți că el a spus niște lucruri aici și... Ce ați făcut pentru orașul pe lumea, domnule? Domnule, eu raportul dau în fața oamenilor, nu în fața noastră. Păi, în fața oamenilor, suntem filmați. Nu, aici sunt pasieri locali care le-am văzut intențiile, le-am văzut abordările, sunt lămurit. O să mergem în fața oamenilor și să știți că am... Dumneavoastră nu mă cunoașteți, dar vă merge în fața oamenilor. Aici sunteți niște politicieni care vreți să blocați administrația Cimotanu și asta. V-ați dat cu bicicleta pentru eroi când erau buruiele cât crucea la încimitirul eroilor. Fără pic de bun simț. Ați înțeles, da? Vă rog frumos, domnul Abad. Domnul președinte, dar apreciem că spuneți lucrurile pe mine. Noi vă urmărim și apreciem intervențiile noastre foarte principiale. O întrebare la subiect. Că trebuie să mergem în fața oamenilor. În lista de obiectivelor de investiții ale CJ-ului din 2022 se va regăsi această investiție de la Târgu Ocna? Obligator. De ce ne trebuie? Obligator. Iertați-mă. A spus că e președinte. Domnul președinte al CJ, nu al PSD. Obligator, dacă evident dacă la aprobat acest contract de asociere. Nu m-am întrebat corect, dar dacă răspundeți dumneavoastră, e de ajuns ca și garanție. Dar, dumneavoastră a spus un lucru. Și nu, repet încă o dată o chestiune care nu s-a înțeles la început. Contractul de asociere nu reprezintă un angajament... Domnul președinte, am înțeles. Da? Doi. Contractele de asociere vor fi baza formării bugetului pe anul 2020. De asta noi ne și grăbim să adoptăm aceste hotărâri ca să putem avea un... Obligatoriu, dacă acest contract de asociere este forma pe care Consiliul Județean a aprobat-o de anul banilor și a aprobat-o cu alte OAD-uri, evident că va prinde sume pentru bugetul pe 2022. Este obligat, da? Este obligat ca urmarea... Iar și ne întoarcem la ce spuneam de oameni. Asta este dorința noastră. Să rupem o promisiune la dumneavoastră ca anul viitor, când... Da, dumneavoastră nu vi se par destul de angajante afirmațiile noastre de aici. Adică vă dați seama că dacă
trece în forma propusă de CJ. Repet, aprobată și probată ca eficientă în tot județul. Și peste 3 ani, această stradă nici măcar nu este începută. Nu vă dați seama că totuși noi vom decontra? Iertați-mă, eu v-am întrebat pentru că pe anul acesta nu ați prins nimic în buget. Și la momentul ăsta nu avem niciun angajament. Da, dar bugetul... Ați spus bine, dumneavoastră a spus bine întrebarea. Bugetul pe 2022. Da, pe asta am întrebat. Da, dacă rămâne pe 2022, este de ajuns pe acum. Dacă era discuția asta acum, poate era acum, nu eram cu toții în campanie electorală și asta este. Repet. Da, ce zic? În campanie electorală poți să minți, nu, asta este, nu e o problemă. Haideți să spun la mine, doar trebuia să trimit, să constituiți trimiterea acasă celui care și-a pătut joc de Târgu Ocru. Domnul președinte, în ce scând de aș fost să nu mai intervin, dar trebuie să intervin, pentru că a fost rostit de multe ori numele meu aici. Și eu sunt foarte mândru că un europarlamentar care vine de la Bruxelles și pierde din timpul prețios pe care trebuie să aibă la Bruxelles, să modifice directive, că dânsul nu spune, am venit de la Bruxelles să vă spun că am modificat directiva numărul, un articol cu un copil. Poate ales fi mândru de ce ai făcut pentru Târgu Ocru. Am cuvântul. Ți-ai bătut joc de oameni. Iar dânsul vine așa. Și acum regret că încă n-am supus prin consilierii locali, dar asta numai pentru că speculați cu simța domnului Ciubătaru. Strada aia pe care ți-ai făcut-o la afacere Macare și a familiei Macare trebuia să chemi fundătura și lotul. Dar o să puneți că ați fost cu bicicletă. O să o propunem. O să o propunem. Dar chiar o să o propunem. Ați fost cu bicicletă. Pentru că e o promisiune pe care nu, de care nu ne-am ținut de cuvânt. Vă rog să vă spun. Eu vă spun că acea stradă, acel proiect de hotărâre vă propune. Nu va fi votat, probabil, dar fundătura și lăchii ala e numele acelei străzi. Pe care atunci ați scris cineva. Domnule, suntem lăsați să vorbesc. Da, domnul. Nu soare de pusă participe, fără de trebuit, a făcut intervenții, lăsați-mă să spun. Domnul. Eu acum am care spune că nu ți-ai bătut joc de Târgu Ocru. Dar nu spuneți mai mie ce să spună. Mă să comandați tot județul ăsta. Mă care mă trebuie că 92% pe alții s-au zis. Domnul președinte, dacă comandați tot județul și nimic nu se mișcă să fără de dumneavoastră, comandați unde vreți. 92% din Târgu Ocru s-au putea trimis apropiare. Și pe Matale nu e picior. Sunt onorat, acum puneți-mi toată familie. Da. Sunt onorat, pe ficior tu știe toată părerea totușului. Domnul președinte. Să-ți fie rușine. Domnul președinte. Și Matale și... Băiat. Să-ți fie rușine pentru că eu am copil din vârsta dumitare. Așa. N-ai nimic. Da. Dacă conduci tot județul ăsta, domnul președinte, domnul președinte, nu am pus politică. Păi să-ți fie rușine pe ficior. Politic treaba. Deci vine domnul europarlamentar și spune, voi veți implementa proiectul cu sau fără voia voastră. Vedeți care e interesul? Așa. Pentru ce se zbate aici? Pentru ce după pe ea vreți să-l facă? Dânsul conduce județul, nu altcineva. Așa. Păi cum? Cum? Ții dumneata în ședință de consiliu și ne ameniți aici că eu îl fac indiferent cu voi sau fără voi. Și domnul președinte, vă plecați prin județ, trebuie să spam la Casa de Cultură. De ce ați venit să stai spandrică? Care e contribuția noastră la Casa de Cultură? Criticați acum că s-a făcut ațară. Veniți să stai spandrică. Astăzi inaugurați începe lucrări. Care e contribuția noastră la acest lucru? Niciuna. Ați blocat orașul Târgu Ocru tot timpul pentru că eu nu am stat biocel în fața dumneavoastră și n-am făcut ce ați zis dumneavoastră. Asta e situația. Și vreți să vă amintesc acum, domnul președinte? Da. Vă arăt aici contractul, că văd că aveți memoria scurtă. Pe 31 ianuarie 2013 se face asocierea de Consiliul Local Târgu Ocru cu județul Bacău, da? Ia să vedem, cine era președinte? Președinte, cu județul, vă aduceți aminte? Ați spus așa, se aprobă asocierea orașului Târgu Ocru cu județul Bacău prin Consiliul Județean în vederea finanțării și realizării comun ADJ, 160. Se aprobă contractul cadru și dorm. Indicatorii tehnico-economici, valoarea investiției, lungimea, potențe, a fi dat, vă aduc eu aminte. Atunci mai ascultați, acum nu ascultați de nimic. În data de 28.03.2013, vă mai ați amintit ce era președinte Consiliul Județean? Dacă nu mă amintesc eu. La fel, în contract. Păi uitați ce am zis aici în contract, domnul președinte. Pentru că negociam cu dumneavoastră, nu lăsam lucrurile așa de la centru. Ce spunea dumneavoastră era literă de lege pentru toată lumea. Ia uitați-vă, ia uitați-vă ce a spus. Da? Organizează, introduceam și în comisie. Și aici spunem, nu ce zice dumneavoastră, stați că m-am emoționat, dați seama. La vârsta mea, un biet pensionar să vorbească cu un europarlamentar și cu mine. Și numai despre mine, e o mare onoare. Da. Vedeți, secțiunea care de sarcini din cadrul documentației de atribuire, care conține specificațiile tehnice, va fi pusă la dispoziție de Târgu Ocru. Și aici spuneam că părțile sunt obligate să, în egală măsură, și-au responsabilitatea aducerea la acest proiect. Ce ne spuneți, două, când două județuri nu s-au mai făcut? Vă aduc aminte că s-a făcut. Și eu mă bucur, domnul președinte, că dumneavoastră, în loc să stați la Bruxelles, să faceți ceva pentru țară și pentru județ, pe
vă ocupați de mine. Vă mulțumesc frumos și chiar mă. Așa că, stimați colegi, acum ați înțeles care e miza. Acum ați înțeles de ce nu vrea să treacă valoarea și de cum atunci s-a putut și acum nu. Asta este valoarea, pentru că este politicul face observația că în prezența domnului prefect noi am adoptat un act nelegal. Ăsta e războiul. Către prefectură și toți județean care vrea să-l dezbată prin noi. Asta va fi. Deci ne pune acum să revocăm o hotărâre dată în prezența domnului prefect pe care noi să atâng și spun că este nelegală și abuzivă. S-o atâncim contencios. Părerea mea este să nu ne facem să ne umilim în fața șefului județului, capului de după capul, cum se spune, și fără de care nu mișcă țara asta, nici rău, nici rău. Am o întrebare la dumneavoastră. Mai aveți porci de vândut la dinții din protecția atât, dacă vreți, vă dau și mai aveți? Mai aveți porci de vândut? Într-o ședință din Consiliu, în Europa Parlamentară, numără porci care are o fermă, e grav. Gândiți-vă la ce nivel v-ați să comandă. Asta știe, știi toți cetățenii în Târgu Ocna, asta e vestea proastră de fapt. De ce nu ați făcut să-ți dați la de aia? Numărați porci, avem un post liber, avem un post liber acolo la București, dacă vreți să veniți, că tot ați mers un cifre dat acolo. Vedeți și numărați dumneavoastră. Vă invit să numărați și porci și câție la servor. Mai aveți porci vândut la direcția protecția copilului? Nu știu, nu știu. Dar dacă aveți, dacă aveți, dumneavoastră, ați ați minciune în care provoatoare. Ei, lăsați-l liberi. Da, domnule, ocupați-vă de mine, da. La Bristol, la Bruxelles și așa vă pricepi să faceți nimic. Veniți și ocupați-vă din familia și rătii. Că asta faceți. V-ați reclamat peste tot, v-ați dat și ani, aveți grijă porcilor și a vacilor. Numărați-ne, domnule. Vă dăm un salariu bun, veniți, vă angajați. Că problemele sunt fericiți că au scăpat. Dar nu-i mai bă, dar să-ți asta nu stă bine. Dar veniți dumneavoastră aici ca să ne dați la oameni. Da. Vedeți-vă de treaba noastră. Ești supărat că 92% de oameni s-a acasă. Poftiți? 92% din oameni s-au trimis acasă. Dar nu-i treaba dumneavoastră. Ba da. Nu-i treaba dumneavoastră. Ei, cum să nu fiiți treaba? Sunteți președinte din partid și faceți ce vreți. Da? Deci ce rol aveți noastră aici? Ce rol este care e rolul ăsta aici? De ce ziceți că vom implementa cum face asta? Înseamnă că dumneavoastră... De ce spuneți? Că e ilegală prezența ta? Nu! Este ilegală prezența dumneavoastră. Dar nu veniți și spuneți. Lucruri pe care le știu toți târgovnenii. Lucruri pe care le știu toți târgovnenii. Domnule, cu târgovnenii noastră m-ați blocat tot timpul. V-ați blocat și domnul Salini, ați venit aici cu prim-ministru, cu ce ați venit și ați blocat 6 luni. A trebuit să dăm banii tot de la buget. Noi n-ați dat niciun ban niciodată, ați avut înțelegerea cu constructorul să blocheze, le știi pe toate, nu știi, dar o să mai discutăm. Și ce ați realizat? Noi am realizat în schimb Consiliul Local și parcarea de la Salina și încărcarea stării și am făcut așa cum trebuia. De ce strigați atunci? Să transferați contractul la Consiliul Județean. Vreți să-i rămână mănânt? De ce nu sunt înțeles? Ilegal. Peste tot, în toate ședințele când sunt înregistrările, spuneați, luați contractul de la Târgu Ocna și doar duceți-l la județ. Când auziți că e un contract undeva, la județ. Haideți, vă rog, nu mai rămâna mănânt? Nu, e problemă. Și nu vă mai luați de mine, luați-vă de alții. Aveți vă părăți, voiți cu un pensionar de la Târgu Ocna, care nu mai e primă. Mare realitate. Domnul Șurăti, ai grijă ce îți doresc să nu ți se întâmple. Ce o să faceți, domnule? Ai grijă ce îți doresc să nu ți se întâmple. Nu mai gata, este și primarul, sunt caute, sunt măsoare toate terenuri. Am averea care o... Dar nu putem măsura terenului care aveți vrea să nu pot fi măsura. Asta vă ocupați, domnule, dacă e Europa Parlamentară. Dar voi trebuie să dea domnul Măciubi de acolo. Sunt verificate ani acum la avere. Mai trebuie să mai reclamați, mă bucur că din timpul dumneavoastră prețios să fiți ocupați. Singurul primar din România care a fost contravotat de 92% din cetățeni. E o statistică. Ba da, domnul Șirău, e treaba mea pentru că eu te-am dat afară din PSD. M-a dat afară că n-ați eu ce n-am putea să fie. Dat afară din PSD că îți băteai și eu de proiectul de Târgu. Adică cine a vrut asta? La proiectul de astăzi, care e contribuția noastră? Cine a făcut acest proiect? Dumneavoastră? Care proiect? Care nu inaugurați astăzi? Veniți să te ați spate? Nu inaugurăm nimic, stați liniștit. Te-ați ocupat de greșeală. Cum ați dus noastră la Casa de Cultură, domnule, fără cursi să te-ați ocupat? Era proiect pentru invitația domnului Ciubătaru. Da, domnule, dar dumneavoastră cine? Da, erau atâția acolo. N-ați adus un proiectant, n-ați adus un construct, dar stai dumneavoastră în față, acolo să vă vadă lumea, tai pancrii. Mai aveți la tine? Stai dumneavoastră la Bruxelles și faceți. Da, zici. Sfânta Marie, mă dacă vei stau la Bruxelles. Hai! Are cuvântul, domnul primar. Nu, o să vă rog că văd că lucrurile degenerează și s-a dus la momente și domnul Șiroti face referire la Casa de Cultură. Eu pot să explic cu subiect și predicat exact care a fost mecanismul de la Casa de Cultură, dar nu în cazul aici. O să discutăm la diverse. Mulțumesc. Nu avem multe diverse. Eu zic că...
se supunem la vot cu amendament. Nu amendamentul. Inițiat de grupul USR. Mai recitiți o dată, vă rog. Nu știu, nu, asta e o formă de birocrație excesivă. Da. Nu să citiți dumneavoastră în țară de mână pe ea. Nu, e mai bun, să nu greșiți ceva, e mai mult și doar asta e bine. Domnule președinte, dau citirea amendamentului de pe grupul USR. Grupul USR solicită completarea contractului de la Ceșeni cu valoare estimată și data de implementare obiectivului de investiție. Da. Mulțumesc frumos. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Care este votul pentru? Se abține cineva? 1, 2, 2. Cine este contra? Împotrivă. Nu. Amendamentul a fost respins. Da. Să pun la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, inițiată de domnul primar. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se abține cineva? Cine este împotrivă? Nu este. Vreau să fericim și alea cei de la USR pentru că au o poziție principială. Și nu sunt roși de invidie și se împotrivesc acestui proiect. În momentul acesta au fost administrația Județeană și administrația Ciupătaru la treabă. Să termine această stradă cât mai repede posibil. Asta au făcut. Bravo lor. Cine este roși de invidie s-a abținut. Declar ședința închisă. Vă mulțumesc!